Bun găsit, dragi prieteni! Discuția asta cu punctualitatea este una foarte lungă pentru unii, pentru cei care întârzie de obicei, și foarte scurtă pentru cei care vin mereu la timp. Punctualitatea este calitatea unora, sigur sunt și tot felul de explicații psihologice pe care le dau specialiștii, dar punctualitatea este o trăsătură, o calitate des întâlnită a unor popoare, spre exemplu, japonezii, danezii, germanii sunt recunoscuți pentru punctualitatea lor, în timp ce în Nigeria, spre exemplu, dacă stabilești o întâlnire la ora 16, să spunem, asta înseamnă că ea va avea loc undeva între 16 și 17. În Arabia Saudită, dacă te uiți la ceas în momentul în care persoana ajunge mai târziu, ești considerat nepoliticos. O dovadă de nepolitețe și în Malaezia, dacă întârzi, dar până la urmă ține de educație. În România, spre exemplu, ține de educație și de bun simț. Sfertul academic este acceptat la noi în țară, dar este prost înțeles. Sfertul academic provine undeva din vremea lui Platon, când discipolii acestui înțelept grec veneau la academie mai devreme cu un sfert de oră și era considerat sfertul academic. Însă era vorba despre ora 4 fără un sfert și nu ora 4 și un sfert, deci nu un sfert de oră după momentul stabilirii întâlnirii sau în cazul acela al începerii cursurilor, ci cu un sfert de oră înainte pentru a-l aștepta pe acesta și pentru a-și aștepta profesorul și pentru a îi dovedi respectul. Așadar, sfertul academic nu înseamnă că poți întârzia 15 minute, ci că ar trebui să fii prezent cu 15 minute înainte de data stabilită. Oricum ar fi și oricât de punctuali am reușit să fim, unii spun că oamenii care sunt punctuali ar fi mai serioși, mai responsabili, angajatorii își aleg întotdeauna, sau mă rog, de cele mai multe ori, angajați punctuali. Asta, până la urmă, ține de educație, de autoeducație și de respectul pe care îl purtăm persoanei cu care urmează să ne întâlnim. Sunt și excepții, mai plouă, mai, nu știu, a întârziat taxiul, a întârziat mijlocul de transport, de aceea e bine să ne luăm o marjă de timp, poate acel sfert academic folosit în acest sens, pentru a ajunge la timp. Ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.